Caz de malarie la Iași, un bărbat de 59 de ani care s-a prezentat la Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva a fost diagnosticat cu această boală. Pacientul le-a spus doctorilor că a fost recent în mai multe țări tropicale. În interes de serviciu s-a întors în România pe 13 iunie, iar simptomele au apărut la 2 săptămâni mai târziu. Malaria a fost eradicată în Europa încă din 1975. Am prezentat la domiciliu febră, frison. Febra nu a fost termometrizată, cu dureri musculare și sigur cu astenie, adică cu oboseală accentuată. În momentul de față, pacientul este stabil din punct de vedere hemodinamic, din punct de vedere respirator, este monitorizat în permanență și s-a inițiat tratamentul specific malariei.